Se pare că cele două s-au cam abținut Antonia și doamna Daniela și acum încet, încet încep să iasă nemulțumirile la suprafață. Antonia avea reproșuri pe bandă rulantă pentru doamna Daniela, spunea că i-a spus acesteia în live care are nevoie de psihiatru, că în cinci luni de zile nu a auzit nici măcar o singură dată o vorbă bună de la dânsa, că atunci când aranjau florile pe afară i-a spus o altă înțepătură, că la Capricii a menționat de faptul că ar fi fost beată sau că a, a avut noroc de licoarea bahică pentru inspirația ei pe partea aceasta artistică în casă. A intervenit și Cristian întrebând când se vor termina aceste contre între cele două, pentru că le-a înțeles o zi, două, cinci, dar deja vede că nu se mai opresc. Doamna Simona îi spunea lui Cristian că ar putea fi el liantul și el a răspuns că a încercat, dar nu s-a putut.